Pandemia care i-a obligat pe părinți să-și țină copiii mai mult acasă a dus la o cerere mai mare de jucării. Fabricile din țară produc în general pentru export, în timp ce comercianții au comandat și cu 40% mai multe produse. Au dat comenzile din vreme ca să nu rămână Moș Crăciun cu sacul gol. În această fabrică de jucării din lemn din județul Brașov se lucrează de zor. Comenzile au crescut cu 25% de anul trecut, iar marfa ajunge aproape în totalitate la export. Statele Unite, UK, Australia, Africa de Sud, Filipine, Taiwan, genul ăsta de țări și în Europa, predominant Olanda, Germania. Pentru că sunt multe comenzi, managerul ar mai avea nevoie de încă 16 angajați. Pe zi se fac cam între 40 și 50 de piese. Și unul dintre cei mai mari distribuitori de jucării din țara noastră, cu 86 de magazine, a comandat cu 40% mai multe produse decât anul trecut. Deși mai sunt două luni până la Crăciun, copiii au început să îi scrie moșului. Ăla galben cine este? Bravo! Bravo! Și ăla la alt verde? Rocky! Rocky! Și pe cine să-ți aducă de Moș Crăciun? Ses! În momentul de față este fascinat de Paw Patrol, de patrula cățelușilor. De vreo câteva luni înainte au avut cu eroi în pijama. Trenuleț, partea de Lego, să construim, să punem toată familia împreună la joacă. Ca să limiteze efectele crizei transportatorilor, compania a lansat comenzile încă din luna februarie. Dar chiar și așa e posibil ca jucăriile electronice, de exemplu, să sosească mai târziu. În general, fetițele și-au păstrat obiceiul de a alege păpușelele, bebelușii și băieții, bineînțeles, mașinuțele cu telecomandă. Piața de jucării din România a atins în anul 2020 o cifră record, 1,35 de miliarde de lei. În proporție de 85% sunt cei care doar le comercializează și numai 15% sunt cei care și produc jucării. Comenzile online au determinat creșteri semnificative ale vânzărilor. Avem un rezultat net record pentru producătorii și comercianții de jucării din România. Vorbim de un avans de peste o cincime în anul pandemiei. Profitabilitate netă de peste 200 de milioane de lei. Este de așteptat ca anul acesta, al doilea an în care copiii stau mai mult în case, părinții să cheltuiască și mai mult pe jucării. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.